da? 25 la pagina 77. 25, da? 77. În ipoteză, o prismă hexagonală regulată. O prismă hexagonală. Da. Prismă. Hexagonală. Regulată. Regulată. Cu latura de 4 cm. Cu el, egal cu 4 cm. Că el indice 6. Dar da, el 6, da. E da. Poligon regulat cu latura de 6. Și hexagon. Hexagon. Și H6 egal cu 25. H6 egal cu 25. 25. Deci această prismă hexagonală regulată are volumul egal cu volumul unei prisme triunghiulare regulate. Volumul egal cu volumul unei prisme triunghiulare regulate. Prisme triunghiulare regulate. Triunghiulare regulate. Cu H3 egal cu 6 cm. H3 egal cu 7 cm. 6 cm. Calculați area laterală a prismei triunghiulare. Ce interesant. Are laterală? A prismei triunghiulare. Prismei triunghiulare, da. Atât. Mai citesc o dată? Înțelegem. Ați deci e vorba de o prisme hexagonală regulată. Noi mai facem figura că venim cu timp. El 6 de 4 cm și el 6. Latura hexagonului. Deci hexagonul nu arată așa. Să zicem. Știți cum se poate cel mai ușor de să nu se hexagon? Da, facem toate cele 6. Cum da? Cel mai rapid. Facem triunghiul și cercul. Deci nu un cer. Nu vreau, da? Nu? Exact. Deci, o să ținem pe aici, așa. Deci. Cum desenăm exact? Aveți un cer la voi? Compas. Nu. Eu știu să desenez așa din cap. Dar fiindcă v-ați întrebat, eu fac desenul ăsta, sigur că aproximativ reușit. Și acum pornesc de oriunde și trasez cu aceeași măsură. Trasez două arce de cerc și acum continui cu deschizătura compasului de dreapta. Da. Și dacă aș nu prea reușit. Dar nu contează, aproximativ. Hai să zicem așa. Din cauza compasului, da. Sunt erori destul de mari. Aici, în vârful compasului, am fost păcăriți. Acum arată bine. Aproximativ. Așa arată hexagonul construit riguros cu compasul. Uitați, el 6, ci. Una mie. El 6, nu la mine. El 6. Așa. Și ce altă zic el 6? Care 6 laturi? Poligonul jos are 6 laturi. El 4 la pătrat. Da. Și el 3. La triunghi. Și H6, care 6 îl înălțim, nu? Muchii laterale, da? Da, fiind o prismă, înseamnă cele înălțimea prismei. Exact. Înălțimea prismei. Și 6, tot din cauza poligonului. Se referă la înălțimea prismei cu poligonul de bază hexagon, da? Cu 6 laturi, poligonul de bază. Ei, și volumul cu cine este egal? Volumul egal cu area bazei, ori înălțimea, nu? Asta este volumul.
întrebați la hexagon. La hexagon. Cum aflăm marea hexagonului? Deci, eu formă, nu nu știu ce formă mă crezi. Eu nu știu formă mă. Dar trebuie să mă descurc. Nu știu. Dar dacă nu știu formula, ce vrei să fac? Ies pe geam de supărare? Trebuie să mă gândesc așa. Hai să aflu, are un singur triunghi. Asta era cum aflu. Că nu înțeleg ușor. Oh, să strângherii să știe echilaterale. Strângări echilaterale. Că tocmai de ce v-am desenat eu hexagonul, ca să vedeți treaba asta. Și-o mulțesc cu șase, bine zis. Și aflu la alea în singur timp și mulțesc cu șase și aflu la alea în patru. Cam șase ori el pătrarul e ca din trei pe patru. Dacă așa zici și tu, el pătrarul pe trei pe patru este alea unui singur trebuie, unui trebuie echilateral. Da. V-am închis, nu? Deci alea trebuie O, A, B, asta, este aria triunghiului OAB egal cu el pătrat, care e cal din 3 pe 4, mi-a spus 4. Și egal cu, de data asta, la altora, e 4 la pătrat, radical din 3 pe 4, și face 4 radical din 3. Că simplificăm pătratul ăsta. Și atunci aria hexagonului A, B, C, D, E, F, 2, 4, 6. Da? A, B, C, D, E, pe numai atât, adică A, B, C, D, E, F. E și E, da? Da, da, da. Așa. Este egal cu, de 6 ori, aia triunghiului, scriu așa, triunghiului A, O, B, face 6 ori 4, radical din 3, 24, radical din 3. Și am aflat aia bazei. După care... Dar aici avem H6 și H3? Pentru că prisma se referă la această formă de prismă, în care baza de jos este un poligon cu 6 laturi. Și are 6 unghi. 6 unghi, cu anumită dată. Să te faci, să le vine așa, așa nu dat autorul, așa, așa, așa. 6 mi-s fie egale? Păi sunt. Păi, clar. Păi și apoi H6 25, H3 6. Păi H3 e altceva. E la prisma triunghiulară. Deci, sunt în discuție aici două prisme. Prisma hexagonală și pe urmă prisma triunghiulară. Care e legătura dintre ele, zice că volumul prismei hexagonale. Acum, așa. Triunghiulară înseamnă baza și este un triunghi mai... un triunghi echilateral. Da. Și prismul triunghiulară. Nu, ea treabă unde este. Unde este aici, da, unde este. Mă, dar nu mai desenat, am făcut numai baza aici, eu. Nu avem nevoie de hexagonul ăsta, Miruna, să-l facem. Uite. Deci n-am transformat, eu n-am desenat nici prisma hexagonală, n-am desenat nimic. Adică am desenat poligonul hexagonul ăsta și am vrut să arat că construcția se face că el 6 egal cu raza. Asta mi-a fost scopul. El 6 egal cu raza. Că sunt probleme în care ți se dă raza cercului circumscris poligonului. Și dacă tu nu știi că el 6 egal cu raza, acum construindu-l, cred că ne rămâne în minte clar asta, că triunghiul ăsta este fel ce fel de triunghiul echilateral. Și motivul este foarte simplu, că străiți și-a generat împărțit la 3, împărțit la 6, înseamnă 60 la 3, și isoscel cu razele, isoscel cu... Nu, cu 60? Da, 60 de ăsta de vârf, echilateral. Deci latura hexagonului e rază. Asta e. El 6, sumiați asta și notați-vă. El 6 egal cu raza cercului circumscris. Raza și în paranteză cercul circumscris hexagonului. Cercul circumscris hexagonului. Așa nu putem să fie definitiv rămas în mintea voastră și concret cum, de unde vine. Nu este așa o idee aruncată. Și acum, tu spuneai să scriu
o formulă pentru volum sau cam așa ce. Pentru area, că noi aveam dificultăți la area bazei hexagonului. Area hexagonului, pur și simplu. Și am spus, nu știu o formulă, dar înseamnă de 6 ori are un singur triunghi. Asta da. Și am un triunghi, cum știi că e grad, dar înseamnă de 6 ori el pătrat din cartele pe 4. Și asta este area lui ABCD a hexagonului respectiv. Bun, suntem la volum acum. Volumul este egal cu alea bazei, adică 24 radical din 3, ori înălțimea ori 25 și face 24 ori 25, cred că 25, 6, 25, cred că 600 de radical. Cred că așa. 600 de radical din 3. 24 ori 25, exact 600. 600 de radical din 3. Asta e volumul. Prisme, volumul A, B, C, D, E, F. Volumul prismei hexagonale. Ca să vezi legătura acum. Și problema zice, volumul unui prisme hexagonale este egal cu volumul unui prisme triunghiulare. Adică volumul A, B, C, D, E, F, egal cu volumul... O altă prisme, volumul lui, să spunem... A, B, C, A, B, B, B. Aici trebuia să continui. A prim, B prim, C prim, D prim, E prim. Așa era corect să spun. Aici se abona, da? Și aici volumul E, E prim, E prim, P prim. Da. Prisma triunghiulară. Da. Cu cine este egal cu volumul? Egal cu area bazei, triunghiului de jos. Care știți? Area bazei triunghiului, dar la triunghiul ăsta nu știu. Păi dacă știu din triunghiul ăla regulat, cum nu știu? Da, o secundă. Știu înălțimea? Nu știu. Știu înălțimea, dar nu știu. Mă lăsăm gână. Dar exact. Eu ca să nu confundăm cu de ce arată. Ce vrei tu să notăm? D. D. Dar notăm. Mână. Mână. Egal cu X. X, cu X, la cuadratele, da? Și atunci volumul este egal cu X pătrat radical din 3 pe 4. Da, ori înălțimea. Ori înălțimea. Ori 6. Area triunghiului de jos, ori înălțimea. Simplificăm și face aici 3 și aici 2. Și face 3X pătrat radical din 3 pe 2. Și cu asta am aflat volumul. Cele două volume sunt egale. Facem asta? Păi volumul, zice și noi, volumul lui A, B, C, D, E, F, F prim, egal cu volumul, ne dă de M, M, P, M prim, M prim, P prim. Și ăsta ar fi 6 de radical din 3. Și asta e echivalent, m-a scris că 6 de radical din 3, 6 de radical din 3, este egal cu 3x pătrat radical din 3 pe 2. Da? Și adică, pentru un 3 simplificăm și aici face 200, aducem acea lucrări și radical din 3 cu radical din 3 se duce. 400. 400 egal cu x pătrat. De unde x este egal cu radical din 400, care este că 20. Și latura... Asta este latura triunghiului de tip jos. Da. Da? Latura triunghiului. Și acum are laterala piramide a prismei triunghiulare. Da. Are laterala prismei triunghiulare. Are laterală cu cine este egal? A unei prisme. Are laterală cu Bob. Laterală. Adică, câți materiale trebuie să-l îndelești pe exterior? 3 ori înălțimea și cu... Dar ce sunt alea? Dreptunghiuri? Cu latura. 3 ori el H. Ah, așa bine. Că el ori H, el ori H. E la dreptunghiuri și dreptunghiuri. Vezi, sunt toate dreptunghiuri. Corect. Și atunci voi aveți, asta e el sau X, cum am luat pe noi. Da, și asta e H, 3. H3 și atunci de 3 ori, sunt 3 fețe de acestea. Deci de 3 ori
X, X ori H, H 3. Asta e aranjarea laterală. Exact. E 3 ori X, H 3. Ce locuim? Face 3 ori 20 ori 6. Și face 6 ori 6, 36. 360 de ștofi acolo. Centimetri. Dacă vorbim centimetri, centimetri. Centimetri pătrați. Că doar două dimensiuni sunt posibile. Centimetri pătrați, aria în unități de măsură la a doua se măsoară. Volumul în unități la a treia. Dar ce a fost aici? Hai să vedem ce arată. Și cu ce lucruri rămâne? Care a fost chestiune importantă? Volumul. Aflarea volumului primei prisme, acestei hexagonale. Formule și atât. Păi nu am luat fără și fără formule. Păi nu am luat fără și fără formule, de asta zic că a fost formule. A fost formule, dar ce rețin? Cred că e cea mai importantă asta. Da. Raza egal cu 6. Asta este lucrul esențial. Cu care plecăm la problema asta. Dându-ne la el 6, am știut că triunghiurile sunt echilaterale, de aici, de 6 ori, are un triunghi și de aici produrii pe asta. Și tot o pleasă. Da. Bine. Nu știu cum o desenează. Să vedem... Problema următoare. Problema 26, de la pagina 77. 26. De la? 77. 77. În ipoteză, prisma armatură regulată cu el 4 egal cu 12 cm. Deci el 4 egal cu 12 cm. Prisma. Da. 4 la vers. De aia el 4. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Și H4 egal cu 8 cm. H4 egal cu 8 cm. E regulată? Sigur. Da. Prismă patrateră regulată. Are aria laterală egală cu aria laterală a unei prisme hexagonale regulate. Egal cu aria laterală. E 4 asta. Da. Egal cu aria laterală. Am prins de hexagonale. 6. Da. Cu H6 egal cu 10. În care H6 egal cu 10 cm. Calculați. A. Volumul prismei patrulatele. Volumul lui A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. B. Volumul prismei hexagonale. Volumul prismei hexagonale, adică A, B, C, D, E, F, A prim, B prim, C prim, D prim, E prim și F prim. Volumul prismei. Aria totală a prismei patrulatere. Aria totală a lui... A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, e ca la cu cine. Păi volumul unei prisme patrulatere are bază H. Așa mă fără de care, da. Aici răspundem egal cu area bazei. Fiind prisma patrulatere regulată, ale pătrate, cel la a doua, deci ori H. Deci el 4 la a doua, ori H4. Ori H4. Ori H4. Face 12 la a doua, ori H4 la a doua. Ori H4. Așa? 144. 1152 cm. Volumul cubic. Motivul este aici
centimetri pătrați și încă un centimetru. E 12 la pătrat. Centimetru pătrat, un centimetru, face centimetru la cub, de la fizică. Deci unități de măsură avem în vedere și atunci înțelegem de ce vine așa. Sunt trei dimensiuni, da? Și aici, volumul ABCDE 6 la 2 egal din 3 pe 4 ori H6, ori 10. De 6 ori, știți că am făcut la problema. Deci egal cu 6 ori. El la 2. El la 2 ar aici din 3 pe 4 ori 10. Și egal cu... Da, nu știm pe el 6. Pe el 6 pe 10. El 6 aici, nu știm, da? Da. 5 pe 10, el 6 la 2 ar egal din 3. Cum zici că... Să avem informația asta. A e la 4 egal cu A e la 6. Băi, are lateralul A lui 4 acolo. Da, deci este... are lateral A lui A, B, C, A, C, C, D, A prim, B prim, C prim, B prim, este... 4, B, H. De 4 ori... Dreptunghiul. Că le-ai dreptunghiul, da? Da. Și la dreptunghiul e latura, ori înălțimea. Deci de 4 ori, el 4, ori H4, nu? Deci 4 ori 12 ori. 4 ori. 4 ori 12 ori 8. Și care face? 384. 384 cm. Păi, are lateral a hexagonului. A. Are lateral a C. Da. E prim. E prim asta. Este... Are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, și egal cu 6, 6, 10. Iar 60, 6. 10. Și face 60. 60, 6. Cum sunt egale? Da, 384. 384. 384 egal cu 60. El 6. Ce ce ar însemna? Egal cu 384 pe 60. El 6 este egal cu 384. Pe 60. 6,4. 6,4 pe 10, 6,4, da? Că la preț... 6,4 centimetri, da? Da. Asta este el 6. Și la ce trebuie de el 6? Da, volum. Da, volum. Uitați acolo, a scris. Aici, da? Da. Egal cu 6 ori. De ce 6 ori mai mic? De 15... Ah, da, de 15, 6 la 2 are ca în 3, nu? Da? Deci el la 2 ar fi trebuia la 1. Da. Da. Adică de 6? Păi de 6 ori. Da. Volumul este egal cu... Are bază în lățimea. Are bază de 6 ori triunghiul acela. Da. De 6 ori ori... Asta care merge acum 6,4 la pătrat. Ori radical din 3, supra 4, ori 10. Mai facem și simplificate acolo. 10 cu 4, 2 și 5, 2 cu 6, 3. Da, 15. Și este egal cu 15, ori 6,4 la pătrat, radical din 3. 6,4 la pătrat, 40,96. Ori 15. 15 ori 40,96 ori radical din 3, care dă 6,14,4 radical din 3. Radical din 3 cm cub. Da. Și acum area totală a... A prismei 4 latere. Prismei 4 latere, ABCD. De două ori are bazii. De două ori are bazii. Și are lateral la 4. O știm
Am aflat pe unde? Aici, 384. 384, da. Deci, area totală egală cu area laterală, plus de două ori. Area base. Area base, să zicem, da. Egal cu area laterală, 384, da. 384. Plus 2 ori, 654 metri. Plus de două ori, e în pătrat. Da, e în 4 la 2, nu? Că e în 4 la 2. 2 ori. E în 4 la 2. E 80, nu? Nu, e în 4 la 12. Ori 12 la pătrat. Cât de cine s-a? 384. Area totală. Da, 384. Așa, plus 2 ori 144. 288 plus 384 673 cm pătrați. Și cu asta am făcut și problema aceasta. N-a fost decât de făcut niște calcule de înțeles ce înseamnă are laterală. Și nu vreau lucrat cu piramida asta hexagonală, ci cu prisma, chiar cu prisma hexagonală și chiar cu prisma. Da. Deci, noutatea în prisma asta hexagonală este asta, că raza egal cu latura hexagonală. Raza celor ce lucru de egal cu latura hexagonală. La geometrie. La geometrie nu mai au, domn profesor, la algebră. Domnul Fișierul? Da, la algebră. Mai găsit un exercițiu interesant, care nu l-am făcut foarte. Te rog.